Așa cum v-am promis, invitatul nostru este Sorin Câmpeanu, ministrul educației. Știți că este în plină desfășurare dezbaterea bugetului la Parlament. Este motivul pentru care domnul ministru și-a rupt câteva minute ca să vină să vorbească cu noi. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, domnule Preliceanu! Mulțumesc pentru invitație! Cifre pe care le-am primit în această seară de la Ministerul Educației în săptămâna 23 februarie 1 martie, în școlile din România, 405 infectări printre elevi, 418 infectări printre personal, printre membrii personalului didactic și nedidactic și aproape 500 de clase au trecut în online. Cum caracterizați această situație? Bun, având în vedere trendul ascendent al ratei de infectare, ne situăm încă mult sub acest trend general. Se observă de asemenea că numărul infectărilor în rândul angajaților este mai mare chiar decât în rândul elevilor. Aș lega acest lucru cu vestea cea bună, că astăzi, în cea de-a cincea zi de vaccinare, în centrele dedicate personalului din învățământ, înregistrăm în total aproape 27.000 de angajați din învățământ vaccinați. Astăzi au fost aproape 6.000 de persoane vaccinate, astăzi 1 martie. În total, pe cele 5 zile, așa cum spuneam, avem 27.000 din cele 60.000 care și-au declarat dorința de vaccinare în centre dedicate. Mai avem încă 9 zile din această campanie de vaccinare dedicată. La finalul celor 9 zile, pe data de 10 martie, dacă se menține acest ritm, vom avea 35% din personalul din școli vaccinat și dacă ne raportăm la totalul cadrelor didactice, vom avea aproape 50%. Consider că acest lucru, realizat împreună cu coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, va contribui într-o măsură esențială la asigurarea stării de sănătate, la siguranța în școli. Repet, avem mai mulți angajați astăzi infectați decât în această săptămână, de fapt, decât elevi. Știm câți dintre aceștia elevi și angajați s-au infectat la școală? Nu are nimeni cum să știe acest lucru, pentru că nu se trăiește 24 de ore din 24 în școală, se intră în interacțiune cu familia, cu comunitatea, sunt mijloacele de transport, mai ales mijloacele de transport în comun. Cunoaștem foarte bine că în aceste mijloace este practic imposibil de asigura distanțarea, plus alte evenimente pe parcursul weekendului. Coordonatorul campaniei de vaccinare anunță data de 15 martie pentru începerea înscrierilor în platformă pentru etapa a treia și aprilie, luna în care începe vaccinarea oamenilor, beneficiarilor din etapa a treia, printre ei și populația pediatrică între 16 și 18 ani, unul dintre vaccinurile care există acum în România, le este bun și copiilor între 16 și 18 ani. Pentru aceștia, Ministerul Educației organizează ceva? Nu am luat încă în discuție acest aspect, dar dacă specialiștii în sănătate recomandă vaccinarea tinerilor cu vârsta între 16 și 18 ani, sigur că da, va fi un alt element care va putea contribui la siguranța în școli, îndeosebi în licee, pentru că noi așa acolo învață această categorie de vârstă. Aș lega această informație. În Israel, tinerii între 16 și 18 ani au fost vaccinați cu vaccinul Pfizer. El, în prospect, vaccinul Pfizer are și această variantă, 16-18 ani, toate celelalte sunt peste 18 ani, toate celelalte care sunt deja în România. Aș lega această informație de ce vreau să vă întreb în cele ce urmează. E vorba despre propunerea, intenția dumneavoastră de a face ca elevii din clasele terminale să meargă la cursuri și în scenariul roșu. Explicați-ne, de ce vreți asta? Să poată merge la cursuri și în scenariul roșu. Aceasta este intenția. E o diferență. Să poată merge. Pentru că examenele naționale sunt definitorii pentru viitorul acestor tineri, sunt definitorii pentru viitorul elevilor. Dacă îmi permiteți, chiar dacă par vorbe mari, sunt definitorii pentru viitorul acestei țări. Au o importanță deosebită. Având în vedere un an de predare online, predarea online care a generat fără doar și poate pierderi, este nevoie să se poată recupera cât mai mult în vederea susținerii acestor examene naționale, evaluarea națională și bacalaureat. Evaluarea națională și bacalaureat, fiind examene naționale, se organizează la nivel național și nu se organizează pe scenarii galben, verde, roșu.
Deci este extrem de important să le putem da șansa elevilor de a se pregăti pentru aceste examene în condiții de siguranță. Iar această șansă presupune, în primul rând, prezența la școală. De asemenea, orele remediale. A început programul național pentru aceste ore remediale prin care dorim să recuperăm cât mai mult din ce s-a pierdut pe parcursul predării online, pe parcursul pandemiei. Aceste ore remediale se pot face exclusiv față în față, e nevoie de prezența fizică a elevilor. Îmi place să cred că vom respecta de acum încolo un principiu simplu care să ne spună că școlile se închid ultimele și se deschid primele. Îmi place să cred că cei care sunt îndreptățiți să aprecieze din perspectivă epidemiologică vor înțelege importanța educației pentru întreaga populație a României, îndeoseb pentru cei care au de susținut examene naționale. Așa cum am spus, sistemul de educație din România se bazează extrem de mult pe reușita la aceste examene naționale. Ministerul Educației a făcut ce a știut mai bine, a adaptat tematica de examen la specificul acestui an universitar, a lansat o serie de simulări pentru care iarăși este nevoie de prezență fizică, însă în cele din urmă rezultatul va putea fi văzut în momentul în care aceste examene se vor derula cu prezență fizică pentru a asigura relevanța. Am văzut deja multe situații în care examenele online au, să nu spun, au invitat, au dat ocazia unor fraude și nimeni nu-și dorește acest lucru și de asemenea să fie planificate la datele deja cunoscute pentru a asigura predictibilitatea. Pentru asta este nevoie de finalizarea acestei analize, în urma căreia să facem propunerea ca elevii de clasă a 8-a și a 12-a să poată, subliniez, să poată merge la școală pentru a se pregăti, desigur, în condiții de siguranță. Când spuneți să poată, înseamnă că va fi la alegerea lor și a familiilor lor? O să analizăm modalitatea. Să știți că nici acum cei care au persoane în familie cu vulnerabilități medicale sau cei care au sau au impresia că au orice fel de simptome specifice nu sunt obligați să meargă la școală, chiar dacă sunt în scenariile verde sau galben. Semnale de la Ministerul Sănătății în legătură cu această intenție despre care ne-ați vorbit? Am transmis astăzi rugămintea de a analiza această propunere și a fundamenta un punct de vedere consolidat din perspectivă epidemiologică. Sunt convins că se apleacă cu atenție maximă asupra acestei solicitări. Și credeți că elevii de a 12-a care stau să dea bacul sunt prioritari pentru vaccinarea asta din etapa a treia? Nu pot să vă răspund la această întrebare, deoarece nu m-am consultat cu coordonatorul campaniei de vaccinare, singurul îndreptățit să dea un astfel de răspuns. Există vreodată, aveți un orizont de așteptare în legătură cu decizia, mai ales pentru noi, pentru părinți, cam când ar putea veni această decizie referitoare la clasele a 8-a și a 12-a, la cursuri și dacă scenariul roșu este în vigoare? Domnul Prelipceanu, aș vrea să putem lua această decizie cât mai responsabil și cât mai curând, pentru că am văzut cu toții trendul ascendent al ratei de infectare. Trend ascendent care va duce multe dintre localități în scenariul roșu, deci în situația în care elevii din clasele terminare nu vor mai putea ajunge la școală. Îmi place să cred că vom lua această decizie înainte ca orașe mari din România să ajungă în scenariul roșu, scenariul în care, știm bine, conform regulilor actuale, funcționează doar grădinițele și învățământul primar. Sigur că dacă ar fi susținută o astfel de inițiativă, este nevoie, în primul rând, de o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru a adapta acest scenariu. Am văzut o informație EduPedu care spune că motivul pentru care faceți această schimbare este că unele dintre marile orașe ale României stau să intre în roșu. Vedem evoluția ratei de infectare în marile orașe ale României. Da, dacă se păstrează acest trend crescător, vor ajunge la pragul de 3 la 1000 și vor intra în scenariul roșu.
Cum a mers nu, cu... nu ne dorim, mă rog. Dar suntem, nu ne dorim acest lucru, evident, dar suntem obligați să-l luăm în calcul și să nu negăm trendul ascendent care deja există, să nu negăm opiniile specialiștilor. În condițiile în care părerile au fost împărțite între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în legătură cu mărțișoarele, cum a fost astăzi? Cum percepeți dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi în școli? Din această perspectivă, o situație de normalitate și din semnalele pe care le avem, s-a făcut tot posibilul pentru evitarea interacțiunilor generate de această zi, să-i spunem, mai specială. Nu cred că s-au întâmplat, nu avem cunoștință să se fi întâmplat lucruri deosebite într-o zi specială. Schimbați ceva pentru 8 martie? Nu avem motive, nici semnale, nici solicitări de schimbare pentru 8 martie. Mai există, repet, vă rog. Nici motive, nici semnale, nici solicitări. Mai există cel puțin o situație în care între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății lucrurile nu s-au clarificat? Este vorba despre orele de sport, cu mască sau fără mască. Acum, cât noi vorbim, în timp ce lucrurile încă nu sunt lămurite, ce se întâmplă la orele de sport, domnule ministru? La orele de sport, conform prevederilor Ordinului Comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, purtarea măștii este obligatorie, indiferent de condiții. Am transmis astăzi Ministerului Sănătății analiza pe care am primit-o de la Bruxelles, de la Comisia Europeană, analiză din care reiese procedura fiecăruia dintre statele membre cu privire la modul de derulare a orelor de sport. Sunt convins că cu acest nou argument am adresat rugămintea de a reanaliza situația din această perspectivă și sunt încrezător că se va ajunge la un numitor comun în curând. Analiza de la Bruxelles ce spune? Nu există state în care școala să fie deschisă, în care orele de educație fizică să se deruleze și să fie obligați elevii să poarte masca. Există multiple recomandări, diferă de la stat la stat, precum obligativitatea purtării măștii de la vestiar către locul în care se desfășoară ora de sport și înapoi. Există recomandări pentru a se evita jocurile de echipă care presupun interacțiune. Există reguli care spun că și recomandări care spun că atunci când este posibil orele de educație fizică să se deruleze în exterior, avem de gând să preluăm toate aceste recomandări, spre exemplu, atunci când este posibil, desigur acum nu este posibil din cauza condițiilor climatice să derulăm toate orele de educație fizică în exteriorul clădirilor, dar per total, practic nu există state europene care să oblige la purtarea măștii pe parcursul orelor de sport. Titularizare temporară este o propunere venită din partea unui reputat profesor. Care este părerea dumneavoastră? Titularizarea este un subiect important și care nu datează de ieri de astăzi. Este un subiect important pe care cu siguranță va trebui să-l lămurim odată cu clarificarea managementului de sistem, a relației între minister, inspectorat, școală și autoritate locală, odată cu modalitatea de a desemna directorii de școli. Avem și acest obiectiv sub, să spunem, cadrul mai general de profesionalizare de susținerea profesionalizării carierei didactice. Profesorul Gologan observă că în acest domeniu al educației nu există o perioadă de probă, adică peste tot în lume, în orice domeniu, oamenii nu sunt angajați pe viață, există o perioadă de probă. În felul acesta, spune profesorul Gologan, cu o titularizare temporară, ar putea să afle și colegii, și școala, și directorul, și inspectoratul dacă cineva e bun sau nu e bun, dacă poate rămâne sau școala poate renunța la el. Ce credeți? Este foarte adevărat. Repet, profesionalizarea carierei didactice este un element esențial. Avem proiectul de țară România Educată, proiect de țară prin care se propun mai multe scenarii. În scurt timp,
de ordinul lunilor, aș îndrăzni să spun, o să ne stabilizăm asupra uneia dintre scenarii, o să ne stabilizăm într-o manieră care va presupune o consultare foarte largă a tuturor celor implicați în sistemul de educație. Odată ce vom ajunge la o serie de concluzii clare, sigur că da, va deveni sarcina legislativului și executivului de a pune în practică aceste scenarii care vor rezulta în urma unor consultări, așa cum am spus, concluzive și cât mai extinse. În Parlament, blocat un proiect referitor la educația sexuală în școală, ce credeți? Este vorba de curriculum, este vorba de planurile cadru de liceu. Știți foarte bine că au fost lansate în dezbatere planurile cadru pentru întreg învățământul liceal. În urma consultării publice au rezultat mai bine de 1000 de propuneri de modificare, lucru care ne-a condus la concluzia că este bine să analizăm în amănunt, în ansamblu, planurile cadru, adică lista de discipline și numărul de ore alocat fiecarei discipline, inclusiv disciplina despre care vorbiți, și în urma acestei consultări să pornim cu dreptul într-o modalitate, într-un mod în care să avem acceptul întregii societăți și să avem planuri cadru adaptate cerințelor societății, cerințelor angajatorilor și, bineînțeles, adecvate secolului 21. Au nevoie copiii de educație sexuală în școală? Cu siguranță este nevoie de educație sexuală. Există și în acest moment în cadrul disciplinei Educație pentru Sănătate, care este însă o disciplină opțională urmată de un număr relativ redus de către de elevi. Și ultima întrebare, domnule ministru. Shelly este un vlogger foarte cunoscut, este un vlogger foarte consumat de tineri, de copiii care merg la școală, și Shelly în weekendul ăsta a făcut o lată. A făcut o petrecere care a încălcat toate regulile. Polițiștii au aflat de această petrecere de pe Instagram, au mers acolo, au găsit în desfășurare un adevărat bairam cu maneliști, 15.000 de lei amenzi, și polițiștii analizează în continuare imaginile pentru că e posibil să mai găsească niște clienți pentru amenzi, oameni care au încălcat regulile. Ce credeți despre un om atât de influent în rândul copiilor, care încalcă atât de flagrant regulile de apărare împotriva COVID-19? Da, e regretabil ceea ce s-a întâmplat în ultima etapă. Eu mă gândesc că sunt aspecte contradictorii, pentru că am văzut și alte acțiuni foarte responsabile care intră în contradicție flagrantă cu ceea ce s-a întâmplat în acest weekend. Deci e greu de format o opinie, pentru că am văzut și bune și rele, și responsabile și non-responsabile. Există pericolul ca unii dintre copii să ia drept exemplu ce s-a întâmplat, această petrecere care încalcă regulile? Noastră, ca om de media, știți foarte bine câtă putere are un influencer la acest nivel. Deci există pericolul? Cu siguranță da. Pentru că la nivelul ăsta probabil, vă rog. După cum există și șansa să urmeze abordările bune, constructive, pe care le-am văzut în mai multe rânduri din partea lui. Da. Mulțumesc mult, Sorin Câmpeanu, ministrul Educației, în direct la Digi24. Repet cifrele valabile astăzi. Între 23 februarie și 1 martie, în școlile din România, 405 infectări în rândul elevilor și 418 infectări în rândul personalului din școli. În total, aproape 500 de clase au fost închise și Ministerul Educației așteaptă o părere din partea Ministerului Sănătății pentru ca și în cazul scenariului roșu, clasele terminale a 8-a și a 12-a să continue să meargă la școală. Ministrul Educației folosește expresia să poată elevii să meargă la școală, asta înseamnă că e posibil să fie la latitudinea lor, a familiilor lor, să meargă, să-și poată continua pregătirea pentru examenele naționale. Dar așteaptă Ministerul Educației o părere din partea Ministerului Sănătății.